Bună dimineața! În postul Paștelui sunt câteva zile cu dezlegare la pește. Tocmai de aceea, astăzi vă prezint o rețetă sănătoasă, rapidă și gustoasă. Pentru această rețetă avem nevoie de cartofi albi, cartofi dulci, ceapă roșie, mărar, roșii deshidratate, dar hidratate cu apă, lămâie, hering marinat, baby spanac, ulei, iar aici am piper cu lămâie. Trebuie să curățăm cartofii, să-i tăiem cubulețe și să-i punem la fiert. Iar acum punem cartofii la fiert. Între timp, ne apucăm de tocat celelalte legume. Începem cu ceapa roșie, roșiile deshidratate. Puteți folosi la fel de bine și roșii în ulei de măsline, însă eu prefer să le iau direct uscate și să le hidratez doar în apă. Tocăm și mărarul. Mie îmi place foarte mult mărarul, așa că voi pune o legătură. Cartofii s-au fiert, așa că îi voi scurge și îi voi pune într-un bol încăpător. Adăugăm și baby spanac, adaug și legumele tocate și verdeața și pun bolul deoparte, timp în care voi toca peștele. Pe același tocător iau fileul de pește și îl tai cuburi. Adăugăm peștele, uleiul, jumătate de lămâie, avem grijă să nu scăpăm semințele. Adăugăm și puțină sare, dar foarte puțină pentru că peștele este deja sărat. Piperul cu lămâie. Eu voi adăuga capacul acestui vas și voi amesteca în acest fel. Salata cu pește și cartofi este gata, arată foarte bine și abia aștept să o pregătiți și dumneavoastră. Acum că am terminat de gătit, ne întoarcem la exercițiile de acasă cu Horațiu.